O să te rugăm să ne ajuți și anul acesta. Este a doua ediție a concursului nostru, cel mai sexy tătic din România. La un moment dat s-ar putea să apelăm la, apelăm la tine și să jurizăm și să ne dai idei. Vorbesc cu doamnele acum, cu soțiile, căci ele sunt de obicei cele care se înscriu la astfel de concursuri. Dacă, în ochii dumneavoastră, aveți un soț sexy, dar nu în sensul neapărat fizic, ci poate este un tip implicat, poate vă ajută mult prin casă, poate își sacrifică din ieșitul cu băieții la o bere să stea cu copiii ca și dumneavoastră, doamnă, să faceți lucruri interesante cu prietenele dumneavoastră. În ochii dumneavoastră, dacă e un tătic implicat, sexy într-un cuvânt, înscrieți-l la concursul nostru. Pe A1.ro, în secțiunea Neața, cel mai sexy tătic din România, ediția a doua. Abia aștept să văd înscrierile. Intrăm în legătură direct cu câte un tătic în fiecare zi. Facem lucruri importante și i-am băgat în această combinație interesantă și pe prietenii noștri de la Himalaya cu brandul Mamut. Știți deja, aceia care preferați muntele, cât de important este confortul atunci când abordați câte un traseu montan. Mai multe despre premiile astea și cum le puteți câștiga în zilele ce urmează. Până atunci vă puteți înscrie singur sau, dacă aveți nevoie de ajutorul familiei, la cel mai sexy tătic din România. Pregătiți să-i arate lui Răzvan Fodor că oricând are nevoie de ajutor, poate să intre în locul său. La Neața vine Radu Bucălaie. Aplaudați-l măcar mental, dacă nu altfel. Stai că mi-ai dat la bani. Mamă, mi-ai dat cu efort. Te-a bine, nu, ce să zici. Bine, tot așa. Mă, ce bine ești, Popie. Vreau să stau lângă tine? Te rog, hai. Poate mai echilibrăm balanța timpului. Ce faceți, mă, nebunilor? Cum ești? Eu bine, tu... Ce joci aici? Vreau să vezi și tu ce vă dăm și noi. Da, niciodată, deci niciodată. Te-ai dus prea mult. Răzvan 2. Că pe partea asta, că știu de ce miroase veche aici, lângă... Tatei, dacă tu aici, uite-te la el, că trece. Uite de ce am venit aici să vă vorbesc de filmul ăsta. De ce ai venit? De ăsta, de bravo tata, și zice. Așa. M-au luat ăștia, că îți dai seama, era prea urât anticul ca să echilibreze cineva frumusețea asta de... Așa. Te pup, Irina! Irina, să știi că vine azi acasă, dar nu mă aștepta. Așa umbli tu, ești, așa e? Da. Așa, da? E nou Fodor, cum a zis eu, acum că s-au mai schimbat timpurile, s-au mai schimbat vremurile, tătuțele, dai. Ramona, ce faci, iubita? Bine. Ce faci zilele astea? Când nu filmezi? Cu ce tătuțule Răzvânela, am început să câștig bine de tot noaptea la niște jocuri, așa după ceva. Lasă-mă, ce fac? Cu cine ești? Cu cine? Băi, nu prea mai ies cu nimeni, că mulți dintre ai mei s-au dus, îți dai seama. Mai ies cu stăruțul ăsta, cu bădiță, dacă îl țineți minte. Cu cine? Cu Dan Badea? Dan Badea, săracu, dacă mai poate, când... Bine, pe la 9:30 suntem înapoi acasă, că îți dai seama, trebuie să ne punem protezele pe la... Ia iura de tot, tătuță, adică... Serios vorbesc. Băi, cred că vine ploaia, că mă dor genunchiul. Am luat așa... Cum a fost, la filmări cu Vârciu? Băi, nu prea mi-aduc aminte că... Eu mai mult așa stau și mă ei mă filmează, așa îmi dau niște replici. E bine și Vârciu mai ăsta, mai da, Vârciu, mai în Atlanticul, da. Și mai un acturești că a făcut ceva facultate. Toate facultatea, dar i-am arătat eu cum se face. Ai făcut mult până aici, până la studio? Bă, îți dai seama că vin din centrul Bucureștiului, de acolo, din Popești, de acolo, de unde ținem în spate tot Bucureștiul, eu și cu Cabral, ce mai... București, în adevărat, tătuțule, serios vorbesc. Da. Ce faci, bă, cu zăci? Ai, modă, asta zici tu că e modă. Da, cu cântatul, te mai... Că la un moment dat... Cu cântat
statul. Bă, să știi că mă gândesc stătuțule tare de tot să vin înapoi, să intru pe valul ăsta, că au venit ăștia mici, nu-mi place cu scâr, măr, băr. Vreau să revin înapoi. Caut coleg de trupă, caut. Așa? Deci dacă vrei să te bați, facem Bifodor, mă gândeam eu. Facem. Bifodor. Bifodor, da. Facem un cover după aia, stai bine pe triceps, pe... Băi, eu stau acum de tine, nu bag mâna în foc. Na. Bun, băi, îți mulțumim tare mult. Și eu îți mulțumesc. Unde ăsta, amicul, de era pe aici, pe la voi? Cum îl cheamă, mă? De la E sau cine? Dani. Mani, ăsta, Dani. Dani. Eu vine pe aici. Vine mâine? Da. Păi că trec și mâine pe aici. Serios? Da. Faci tu efortul ăsta? Din Popești de Oveni? Păi nu, că nu mai plec, nu, că ce să... mă băga și pe mine în campania asta cu cel mai sexy tătic? Păi chiar vreau să-ți propune. Ah, sau dacă faceți pe asta cu bunicii, mă bag. Mai puțin și mă cataloghez. Tati, să nu te supări, asta e Catarinca și atât. Frățică... Știu că mă știi bine, n-ai șansă să-mi super pe foto. Mai asta vin și plec. Stai și tu un pic adunat așa. Gata, tati. Asta gata, este. Tati. Gata, asta. Bravo, tati. Un pic așa. Asta este. De aici, așa. Mâna asta, las-o așa. Hai, ceasul invențești. Oare ce ați vrea să fac, doamnă? Că mă știu. Păi cred că să mergem mai departe. Ne aducem la ăsta, care și că chiar cântă. Bă, dacă era pe vremea mea... Nu rămânea nici praf din tine. Râdem, glumim, dar doar ăsta mai a rămas. Păi la Fodor, îl prindeți duminică la Antena 1. Bravo, tată! Ia-l zi și bravo, tată! Bravo, tată! Bravo, tată! Bravo, tată! Te bun! Chiar ieri ne uitam la niște imagini cu astea expresii, râdeam și ne aduceam aminte. Bravo, tati, ești vagabond. Pe Răzvan îl vedeți în cea mai nouă producție Antena 1. Abia aștept. Când e? Mâine e primul episod. Păi mâine e primul episod. Duminică e primul episod. Abia aștept să-l vedem. Dau și eu informație. Bucălaie s-a îmbrăcat așa pentru că am auzit surse, îmi spun că a dat casting pe același rol ca tine, dar el a picat. Tu vorbești serios? Să moară familia, mă, dacă te mădrezi. Ești pe cuvântul meu. Dar n-am știut că asta e atitudinea cu restul zupare. Da, auzi, te-ai dus înaintea lui sau după la casting? Eu cred că înainte, cred că am fost în prima zi. Okay. Da, au fost multe zile, da. Da, da, și au zis, tati, ești prea tânăr. Au sunat unii de la o farmacie, dacă vrei să faci reclamă, dar vorbim după. S-a zis că ești prea tânăr și ai toți dinții. Haide, mă, n-ai bule, bagă și gata, mai gata. Te pup. Mergem la Alex, mai devreme era în 7 grade, 5 grade.